v-am găsit, micii mei prieteni! Astăzi este luni și noi iarăși ne întâlnim la o poveste la Biblioteca Târgu Mureș. Da, și după cum vedeți, nu sunt singură. Am venit și astăzi cu niște eroi din poveste pe care vreau să vă citesc. În fața voastră este doamna Vulpe, este un cățeluș foarte drăguț și un cocoș foarte supărat. Da, ei sunt eroii poveștii pe care am găsit-o într-o carte pe care nu știu dacă o cunoașteți, pentru că nu este o carte cu povești. Este o carte care se numește Lecturi minunate pentru școlarii mici, volumul 1. Iată, vă arăt. Da, aici sunt foarte multe povești pentru școlarii mai mici, dar este și volumul 2, unde sunt povești pentru copii un pic mai mari. Povestea pe care am selectat-o astăzi pentru voi, așa și se numește. Cocoșul, cânele și vulpea. Așadar, povestea mea începe așa. Odată cocoșul și cânele, care erau foarte, foarte buni prieteni, au pornit la drum. S-au gândit să facă o călătorie. Au mers ei o zi întreagă, iar înspre seară au fost siliți să nopteze într-o pădure, pentru că s-au gândit că acolo este mai puțin periculos în pădure decât ar înnopta într-un câmp deschis. Cânele, privind împrejur, ce-ar găsi un stejar cu o scorbură mare în care s-a culcat, parcă era la el acasă, în culcușul său, la dos, mare, călduț. Să rămânem aici, cocoșelule, îi propuse el cocoșului. Da, să noptem aici, a răspuns cocoșul, nu văd nimic rău în asta. Uite, eu zbor în copac acolo sus, acolo voi dormi în noaptea asta. Acolo voi fi mai în siguranță. Da, sigur, eu în scorbură voi fi în siguranță, tu în vârful copacului, ne trezim dimineață, ne întâlnim noapte bună. Și-au urat noapte bună și-au adormit. Cocoșul, într-adevăr, sărind pe ramura de acolo, se simțea foarte bine, închise ochii și a dormit pe dată, pentru că era foarte, foarte obosit. Și cânele, între timp, deja sfărăia, des răsuna pădurea, era cânele obosit și a dormit repede. Când se crăpă de ziua, cocoșul cânta deja sus în vârful copacului. Cucuricu! Cucuricu! Răsuna pădurea până hăt, departe. Nu se lăsase nici aici, un codru plemeștios, de obiceiul cântatului în zori, pentru că așa sunt cocoșii, ei cântă în zori. De altfel, era și timpul de plecare, trebuie să se scoale, să se trezească și cânele, ca să pornească la drum. Ei, însă cocoana vulpe, da, cocoana vulpe, a cărei vizuină nu era chiar departe, auzi cântatul cocoșelului și pe dată fugi la dânsul, cu gând să-l încațe și să-l pape, pentru că îi plăcea foarte mult cocoșeii, avea o carne foarte dulce. Dar când ajunsese la stejar și-l văzut pe dumnealui cam în vârful copacului, cânta acolo sus, se gândea ce să facă, cum să-l compare pe cocoșel de acolo de sus, pentru că ea nu îndrăznea să urce în copac. Pe dumnealui trebuie să iau copilișorul, gândea vulpea, da, ca să se dea jos. Eu nu pot să urc, nu am aripi, se gândi vulpea în sinea sa. Se gândure foarte drăguț, așa că lângă copac, se arăta foarte umenoasă, foarte cu minte și zise cocoșelule. Ei, bună dimineață, dragă virișor! Ce vânt te-a adus pe aici, prin pădure? L-a numit pe cocoș virișor, vulpea. E cum vulpea și pământul, niciodată vulpea și cocoșul nu au fost virișori. Iar vulpea credea că dacă l-a numit virișor, cocoșul va coborâ repede jos. Nu te-am țărit de multă vreme pe aici, scumpul meu cocoșel, dar văd că nu ți-ai găsit culcuș nimerit, după cum îmi pare mie. Nici n-ai dormit prea bine, parcă îmi pare un pic obosit, îi spuse vulpea cocoșului. Și ai cam slăbit, domnule cocoș, hai la mine acasă, chiar te invit cu plăcere, am să te ospătesc cu pâniță caldă și cu plăcinte, dar era gospodină. Dar cocoșul nostru cunoștea prea bine și litinia vulpii și nici nu se gândea să coboare din copac. Zise cocoșul, dacă dumneata ești verișoara mea,
Atunci voi asculta cu dragă inimă, voi merge la tine în ospeție, dar mai am un prieten de drum care și-a închis ușa acolo jos în scorbura stejarului. Dacă ești bună, dragă vulpiță, apoi mergem împreună la dumneata în ospeție. Vulpea, care credea că putea să mai papi un cocoșel, pentru că ea credea că în scorbură doarme un cocoș, fugi repede la scorbură, unde se afla câinele. Acesta nu dormea. Nu, auzind vorbele hoaței ușcate, se trezi pe dată. Sări din scorbură, au, 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 cine face gălăgie aici? Cine m-a trezit desi de dimineață? A, tu erai coniță vulpe. Și sări din scorbură, încăță vulpea, o învârti de vreo câteva ori, iar ea, iar vulpea, speriată, se smulse din colții câinelui și urmă la sănătoasa. Câinele apoi se uită cu drag în sus spre cocoș care stătea speriat în vârful copacului și zise: vezi, cocoșel, dacă erai singur, vicleana asta te-ar fi mâncat. Iar eu, dacă mi-ești prieten, am făcut tot ce-mi stă în putere ca să te salvez. Hai să pornim acum la drum ca să ieșim din pădurea asta prineștioasă. Mulțumesc, prietene! Zbură cocoșelul jos. Cucurigu! A cântat el fericit și au pornit mai departe la drum. Aceasta a fost povestea pentru astăzi. Cred că ați înțeles care este morala ei. Da, o morală pe care voi o știți de mult, încă de când erați micuți de tot, încă de când mergeați la grădiniță, la sigur ați vorbit și acolo despre asta. De întotdeauna un prieten adevărat la nevoie se cunoaște. Da, cocoșelul și câinele erau prieteni, dar trebuia să se întâmple, să rămână singur în pădure, să vină cocoana vulpe, să încerce să mănânce cocoșelul, ca câinele să-i demonstreze prietenului său că un prieten adevărat, într-adevăr, la nevoie, tot timpul este alături. Atât pentru astăzi. În speranța că v-a plăcut povestea, eu, împreună cu eroii din poveste, Conița Vulpe, eroul nostru câinele și cântărețul cocoșel, noi vă spunem la revedere și vă dăm întâlnire și lunea viitoare. Pa, pa!